Mulțumesc în această zi specială membrilor Bisericii Emanuel, prietenilor noștri care au fost cu noi de-a lungul procesului de construcție acestui auditoriu, a celor care ați ales să lucrați la această construcție, cei ce ați creat, ați gândit detaliile, v-ați spus îndemânările dumneavoastră alături de cunoștințe pentru această frumoasă operă. Mulțumim și apreciem oaspeții noștri care de aproape și de departe au venit să fie parte cu noi la acest moment atât de special. Edificiul acesta are o poveste de spus. A oamenilor credinței care au visat la un moment dat o comunitate vie, matură, vibrantă, relevantă și cu impact aici în zona aceasta unde Dumnezeu ne-a așezat. Oamenii aceștia din spatele acestei clădiri au visat un loc în care să exprime filozofia de lucrare pe care ei o împărtășesc. La acest lăcaș de cult atât de frumos, primitor și cald și care să se adreseze generației actuale. Îmi prezint scuze, vocea mea e puțin răgușită, așa cum Dorina a menționat. Nu știu din ce rațiune, numai la patru și jumătate am putut adormi în dimineața asta, era spre dimineață, m-am trezit la șapte. Așa că, dacă sunt incoerent sau o dorm în timp ce vorbesc, să-mi acordați circunstanțe atenuante, da? Că auziți cu toții de lumina pe care am primit-o de sus, de dragostea pe care Dumnezeu a turnat-o în inimile noastre și de iubirea pe care de la El am primit-o pentru oameni, am așezat aici piatra din capul unghiului și am ales să zidim pe stâncă, pe stânca viacurilor, în speranța slavei ce va veni și pe baza promisiunii Harului Divin. Până la acest moment al finalizării auditoriului, faza finală a unei investiții făcute pe etape, am trăit intens fiecare perioadă. Am început pe 14 martie 1999 în Ateneul Casei de Cultură, casei de cultură. Apoi, pentru aproape patru ani, ne-am întâlnit aici, pe proprietatea aceasta, într-un cort. Următorii opt ani, ne-am întâlnit pe două etaje, în ceea ce numim noi centru de instruire, clădirea pe lângă care a trecut. La etajul 2, transmiteam cu un videoproiector ceea ce se întâmpla la primul etaj. Apoi, 11 ani, am fost la demisolul acestui auditoriu. Și ne că astăzi, după o călătorie lungă, unde prioritar niciodată n-au fost betonul sau elementele care constituie această clădire, ci oamenii, ne-am bucurat de fiecare dintre cei care au fost expuși mesajul Evangheliei, mesajul Evangheliei Domnului Isus Hristos, au crezut în El și au fost mântuiți. Dar în toate aceste facilități pe care le-am menționat, rând pe rând am avut botezuri, căsătorii, am vărsat lacrime alături de cei dragi pe care i-am înmormântat. Fiii și fiicele noastre au intrat în aceste facilități. Această biserică a fost și rămâne familia lor. Casa aceasta a fost casa lor. În locurile pentru care, pentru o vreme, am avut slujbe și au devenit sanctuarul nostru, niciodată n-am fost singuri. Această biserică a fost însoțită de prezența lui Dumnezeu. Și dacă ceva îmi doresc astăzi și mâine, în cadrul acestor slujbe speciale, este să nu fiți impresionați de clădirea aceasta, deși este foarte frumoasă și suntem recunoscători lui Dumnezeu. Și lucru cel mai important este să fiți impresionați de Domnul acestei case de Hristos Domnul, de Mântuitorul nostru. Pentru că El este stânca pe care noi ne zidim viața noastră. Și Biblia ne spune că Hristos este piatra din capul unghiului.